Astăzi a intrat în vigoare legea privind desființarea SIJ, iar moțiunea pare a avea ca obiect modalitatea de desființare a SIJ. Prin urmare, se referă la o problemă deja decisă și rezolvată de către Parlament. Fractura logică mi se pare evidentă. De altfel, nici textul moțiunii nu se încheie cu o propunere sau cerere concretă, nu avansează o soluție fezabilă, o alternativă realistă asupra problemei. Se pune deci întrebarea, care este rațiunea acestui gest politic întârziat? De vreme ce el vine mult după ce procesul de dezbatere și adoptarea legii a fost lansat și încheiat. Ce propune această moțiune ca soluție mai bună pentru subiectul abordat? Care-i contribuția și finalitatea practică? Simpla împrejurare că ea a fost anunțată aproape acum o lună de zile și depusă în preajma dezbaterii legii în cadrul excepției de neconstituționalitate ridicate la CCR. Și în același timp cu scurgerea în presă a proiectului de raport al Comisiei de la Veneția. Ne indică din start că și această producție intelectuală a USR urmează același tipar al condiției politice a USR. Nimic. Nimic cu finalitate practică, nimic fezabil, nimic eficient, doar vorbă și victimizare, acuzații și procese de intenții. Pe scurt, nimic pentru fapte, totul pentru propagandă și zgomot pentru nimic. Nimic ar putea fi sloganul descriptiv al acțiunii practice a acestui partid care promitea la fabricarea lui reformarea politicii și salvarea națională, ambele fiind rămase, din păcate, la stadiul de propagandă goală. În al doilea rând, citind textul moțiunii și trăgând linie după el, se constată că sub pretextul abordării subiectului SIJ și mai general al justiției, moțiunea nu este decât o nouă descărcare de frustrări, prejudecăți, clișee, calomnii, procese de intenție și atacuri la persoana celui care vă vorbește, amestecat într-un amalgam care replică, probabil, haosul din capul celui care a scris-o și care nu are decât un singur merit, și anume că mai demonstrează o dată în plus neînțelegerea subiectului abordat, justiția, dar și o răutate, ură și agresivitate de limbaj care nu ar trebui să-și aibă locul într-un Parlament European. De aceea, din respect pentru instituția Parlamentului, voi încerca ca prin răspunsul meu la această moțiune simplă să ridic abordarea subiectului de la nivelul de acuzații viscerale și injurii și să vă fac mai întâi o informare succintă asupra modalității de desființare a SIJ, apoi voi răspunde și chestiunilor mai mărunte ridicate de acest text, pe alocuri fractura logic, respectiv atacurilor la persoană. Așadar, despre desființarea SIJ. De unde am plecat? În decembrie 2020, ministru fiind, am propus guvernului printr-un memorandum desființarea SIJ. Memorandumul a fost adoptat de către guvern. Imediat după, am început consultări în sistemul judiciar, urmate de redactarea unui proiect de lege. Proiectul de lege a fost publicat în dezbatere publică în termenul anunțat inițial, 2 februarie 2020. Trimis la CSB, urmând ca el să fie trimis către Parlament în anul 2021, după ce alegerile urmau să aibă loc, pentru ca un Parlament nou legitimat prin vot să ia în dezbatere această chestiune urgentă. Așadar, exista o întârziere majoră cu privire la adoptarea acestui proiect de lege, cu privire la realizarea acestui obiectiv. De ce? Pentru că tot anul 2021 a fost irosit. Nu este rostul meu să dezbat acum de ce a fost irosit. Dar cert este că un an de zile s-a pierdut. Prin urmare, urgența era de la sine înțeleasă. Trec în paranteză faptul că tot anul 2020 am fost criticați, noi, guvernul minoritar de atunci, că nu emitem o ordonanță de urgență. N-a mai fost vorba atunci de niciun fel de aviz al Comisiei de la Veneția. Mai departe, în 2021, n-a omis nimeni niciun fel de ordonanță de urgență, deși cei care ne criticau atunci, în 2020, dețineau portofoliul la justiție. Să închidem paranteza. Acest obiectiv este înscris în mecanismul de cooperare și verificare. El ar putea avea un impact
și în ceea ce privește problema aderării României la Schengen. Prin urmare, din toate aceste motive, se impunea cu urgență adoptarea SIJ. Nu mai spun că, prin mandatul acordat de către Parlament, de către dumneavoastră, în programul de guvernare era înscris un termen precis. Martie 2022. Proiectul trebuia să treacă prin Parlament, prin urmare prealabil propus de minister, și SIJ să fie desființat. Obiectiv pe care guvernul și l-a asumat și l-a îndeplinit în termen. Ce am făcut inițial, după preluarea mandatului? Am început imediat consultări în sistemul judiciar, dar și în afara lui. Am fost acuzați acum câteva minute că nu am desfășurat aceste consultări. Am aici trei pagini cu listarea acestor consultări. N-am să le citesc pentru că timpul e prețios, dar am făcut consultări nu numai cu magistrații, nu numai cu CSM, nu numai cu asociațiile de magistrați, ci și cu societatea civilă, și cu membrii ai Parlamentului, ai comisiilor juridice din Parlament, membrii ai partidelor, oricine a dorit să mă primească, am stat de vorbă cu el. Am făcut consultări la Bruxelles, la București Online la Bruxelles, am discutat cu toți cei care aveau legătură cu acest subiect. De ce? Pentru a-mi face o idee cu privire la situația concretă din teren. Pentru că nu facem politică în vid, nu facem politică în vise, facem politică în lumea reală. Pentru a atinge un obiectiv, trebuie să te raportezi la realitatea pe care o ai în teren, în față. Și care era acea realitate? Ce au arătat aceste consultări? Și anume faptul că magistratura era divizată pe acest subiect. Când am început consultările în decembrie 2020, o parte dintre magistrații cu care am discutat, inclusiv la nivelul CSM, nici nu vreau să audă de desființarea SIJ. Ăsta este adevărul. Dacă unii ne facem că nu vrem să-l vedem, e altă poveste. Ceilalți vreau desființarea SIJ, dar cu o anumită procedură după, și anume refacerea competenței DNA. După aproximativ o lună și jumătate am ajuns la un compromis, și anume să se accepte desființarea SIJ, dar printr-o formulă de echilibru, astfel încât să fie garantată independența magistraților, astfel încât să nu mai fie niciun fel de temere cu privire la nivelul judecătorilor, că ar putea să se întâmple lucruri care s-au mai întâmplat și care n-ar fi trebuit să întâmple și despre care nu vreau să vorbesc azi aici, nu face obiectul dezbaterii. Ce opțiune am avut așadar după aceste consultări, inclusiv cu CSM? Vorbim de CSM, garantul independenței justiției, și organul reprezentativ al autorității judecătorești, potrivit Constituției. Fac această paranteză pentru că se discută de CSB în funcție de componența lui și opiniile membrilor component, ceea ce nu este în regulă din punct de vedere instituțional. Sigur că trebuie să ținem cont de aceste opinii și de pozițiile fiecăruia, dar la final, când e o decizie instituțională, te raportezi la instituție. Și ce poziție are acea instituție, care funcționează pe bază de majoritate în interior, pe bază democratică, nu pe bază de percepții și pe baza teoriei că unul are dreptate întotdeauna și celălalt nu. Prin urmare, consultările acestea cu asociațiile, cu CSM, cu membrii ai Parlamentului, au arătat clar că un proiect de lege care poate, are șansă să treacă avizat favorabil de CSM, este unul în forma și conținutul pe care Ministerul, Guvernul l-au înaintat dumneavoastră ulterior. De aceea proiectul a fost redactat în acel conținut, cu o formulă echilibrată, care a funcționat chiar și înainte de vreme și care își poate arăta viabilitatea, după cum voi demonstra și în continuare. De ce era atât de important avizul CSM? Pentru că după evenimentele legislative regretabile din 2017-2018 a existat o opinie conturată în cadrul Parlamentului. Și anume că nu se va mai intra pe legiferare pe domeniul justiției fără un acord cu sistemul judiciar, fără un acord cu CSM, pentru că el reprezintă sistemul judiciar. Acest deziderat este înscris și în mecanismul de cooperare și verificare, unde există o recomandare clară ca Parlamentul să legifereze numai în acord cu Consiliul Superior al Magistraturii. Această condiție era pusă și în
programul de guvernare, unde avem obiectiv de sfințarea SIJ, în acord cu avizul CSM. Prin urmare, Guvernul, Ministerul Justiției, nu ar fi putut proceda altfel decât în acord cu poziția CSM, pe care am consultat-o profesionist, atent, răbdător, cu mult înainte de a trimite proiectul către Parlament. De ce Parlamentul a adoptat această poziție? Și bine a făcut. Pentru că fără un acord între Parlament și sistemul judiciar, aceste legi nu vor fi stabile, nu vor avea predictibilitate în viitor, nu va putea funcționa sistemul. Prin urmare, ceea ce am dorit atunci când am redactat proiectul de lege a fost să evit următoarea situație, aceea în care dumneavoastră ați fi avut de ales între opoziția Ministerului Justiției și opoziția Consiliului Superior al Magistraturii. Orice decizie ați fi luat atunci, s-ar fi produs un rău ireparabil. O fractură, o nouă fractură între legislativ și puterea judecătorească. Și dacă Ministerul a reușit ceva în toate aceste 3 luni de muncă intensă, a fost să armonizeze niște poziții, să le aducă la un numitor comun și să obțină un oarecare echilibru, astfel încât legea să treacă prin CSM. Și a trecut. A trecut cu aviz favorabil, fără observații. Teza, potrivit căreia s-a pactizat doar cu o anumită aripă din CSM, cea nereformistă, și că de fapt s-a trecut peste poziția celor reformiști a procurorilor, a secției de procurori, este falsă și este demonstrată de votul care s-a dat în obținerea avizului. Pentru proiectul de lege, pentru care dumneavoastră ați votat ulterior, au votat în CSM atât judecători cât și procurori, ceea ce dărâmă complet acest argument. Dacă teoria aceasta ar fi fost corectă, aș fi avut doar votul secției de judecători, nu și votul secției de procurori. În realitate, votul demonstrează că s-a votat și dintr-o parte și din alta, și pentru și împotrivă. Rezultatul a fost o majoritate clară pentru susținerea proiectului. Așa și numai atunci a ajuns proiectul la dumneavoastră. Despre mecanism, în 2 cuvinte, pentru că dumneavoastră ați dezbătut legea, ați votat-o, vorbim aici lucruri care s-au întâmplat, îmi cer scuze, dar mă obligă moțiunea. Există un sistem foarte simplu, care folosește ierarhia, structura Ministerului Public, care ia în considerare și în serios capacitatea fiecărui procuror din această țară de a-și face meseria. Așa cum am spus și în dezbaterile parlamentare, eu am încredere în fiecare procuror din această țară, până la proba contrarie, nu doar în anumiți procurori. Nu doar în niște procurori de la o secție specializată sau la alta. Toți sunt demni de încrederea noastră și dumneavoastră le-ați dat această încredere. Sistemul nu este o noutate. Nu eu am inventat parchetul general, nu această lege a inventat parchetele de pe lângă curțile de apel. Noi am folosit un sistem care funcționează și pe care eu personal îl respect. Nu îl jignesc pretinzând că nu-și poate face datoria pentru că nu face parte din DNA. Deci, nu am avut în vedere altceva decât să folosim structuri existente deja. Condițiile pentru selecția procurorilor asigură experiență, lucru cerut de către judecători în mod expres, pentru că e foarte dificil să anchetezi o cauză când ai doar cu judecători pretinse fapte de corupție, când ai doar câțiva ani de experiență. Concursurile prin care au trecut cei care vor fi selectați le demonstrează capacitatea. Nu sunt oameni ajunși acolo printr-un simplu interviu, cum s-a spus aici. Numirile de la CSM au în bază, în spate, concursuri profesionale repetate, 12-15 ani de vechime și experiență probată. Am fost criticat că am acționat rapid. De ce am acționat rapid? Foarte simplu. Ca să recuperez pierderea din anul 2021. A trebuit să recuperăm în 3 luni de zile tot ce s-a pierdut în 12 luni, în 2021, cu proiectul avut pe masă. Ca și alte proiecte, nu numai ăsta. Bun. Care ar fi efectele acestui proiect pe care dumneavoastră l-ați adoptat recent și care, repet, a intrat în vigoare astăzi? Păi, în primul rând, am realizat un obiectiv din MCV. Mi se va spune, nu e suficient, nu trebuia făcut așa și așa mai departe. Bun, putem căuta pete în soare. Putem discuta filozofic la infinit. Întrebarea este, ce cale urmăm?
stăm și discutăm despre sexul sexei speciale, cum discutau bizantinii despre sexul îngerilor și turcii erau la porțile palatului? Sau trecem și desfințăm, realizăm un obiectiv și îl ducem la capăt? Vom vedea dacă funcționează sau nu în practică. Eu cred că va funcționa, pentru că specialiștii mi-au spus că va funcționa. Iar dacă e ceva de îndreptat, o să discutăm în curând legile justiției, spre tristețea autorilor acestei moțiuni. Vom discuta și legile justiției. Vom vedea acolo dacă e de îndreptat ceva. Avizul Comisiei de la Veneția. Erau 3 pe masă. Ne-am uitat în ele, o serie de comandamente imperioase, altele care nu erau atât de importante. În niciun alt fel de aviz nu se scrie expres, textual, trebuie să desfințați și să transferați competența la DNA. Niciunul. Ba chiar într-unul din ele se spune. Este atributul statului respectiv să-și organizeze Ministerul Public. Dar e nevoie de specializare procurorilor. Ceea ce legea pe care ați adoptat-o dumneavoastră asigură. Pentru ce să cer al patrulea aviz? Vă rog să mă iertați. Eu când citesc 3 lucruri, le înțeleg. N-am nevoie să citesc a patra oară. Trec peste faptul că acest aviz a fost cerut de către partidul care încorporează semnatarea acestei moțiuni simple, exact în mijlocul procedurii de adoptare a legii, a proiectului. Trec peste faptul că în 2020, tot anul 2020, am fost atacați și criticați sistematic că nu emitem ordonanță de urgență. Nu mai era vorba de niciun aviz al Comisiei de la Veneția atunci. Nu mai era importantă Veneția atunci. Acum a devenit importantă. În mijlocul acestui proiect, întreb, e de bună credință un astfel de demers? Spun doar atât. Acest aviz nu este inter alia între Ministerul Justiției și Comisie în acest moment. Nu este unul cerut de Comisie cum a fost data trecută. Este un aviz care va merge la un subcomitet al Consiliului Europei. Va fi dezbătut în acel subcomitet. Vedem dacă va fi votat sau nu, apoi în plen. Vedem dacă rămâne sau nu așa. Am avut consultări cu Comisia de la Veneția. Noi le-am organizat, Ministerul Justiției, am participat la ele. Astăzi am semnat răspunsul, pe 7 pagini, argument cu argument, la acel proiect. Vom avea om la Veneția, vom dezbate avizul acolo. Acordăm toată importanța acestui aviz și vom vedea cum va ieși când va fi adoptat. Deocamdată, Parlamentul României, suveran, a adoptat o lege. Eu o respect. Această moțiune nu o respectă. Bun. Trec acum, mă obligă moțiunea să răspund și câtorva atacuri la persoană. Mi s-a spus așa, că sunt cel mai longeviv, ministru al justiției, cel mai mare număr de mandate, am lucrat cu toate partidele, nu am făcut nimic pentru justiție, nicio reformă curajoasă. Da, mă fac vinovat de faptul că am depus de 8 ori și nu de 5 ori jurământul ca ministru. Și am făcut-o de fiecare dată cu aceeași emoție. Nu văd nicio vină din faptul că a trebuit să lucrez într-un număr de coaliții în diverse componente politice. Da, am lucrat cu toate partidele, și ca ministru tehnocrat, și ca ministru membru al PNL. Și cu PNL, și cu PSD, și cu UDMR, și cu UNEPR, era atunci în Parlament. E adevărat, m-a ferit Dumnezeu să lucrez cu dumneavoastră. Dar, nu se știe, viitorul ne poate oferi surprize. Deci nu disperați. Da? Bun. Mi s-a spus așa, nu am făcut nicio reformă curajoasă. Detest să discut despre ce fac sau ce realizez. N-am făcut-o niciodată. De altfel, până astăzi, de când am preluat mandatul, n-am răspuns niciunei acuze pe acest subiect, pe SIJ. Nu am vrut să mă duc la televizor, nu am vrut să ies în spațiu public, nu pentru că nu respect presa, dar pentru că e mai important ce faci și după aia să vorbești. Dar astăzi, în fața dumneavoastră, cred că pot să vorbesc câteva lucruri. Am aici un portofoliu din 2008-2012. Are câteva pagini. Mă rog. 7-8 pagini, nu le-am numărat. Legi. Legi trecute prin Parlament. Eu îl provoc pe fiecare din cei 51 de semnatari ai moțiunii să vină peste câțiva ani să prezinte același lucru. Cum mi se poate spune că n-am făcut nimic pentru justiție? Dau doar 2-3 exemple, fără să citesc din ele. Codurile nu înseamnă nimic? Legea micii reforme? Apropo, mai știe cineva de legea micii reforme? În orice caz, semnatarii moțiunii nu erau aici în Parlament.
Să zicem că n-au de unde să știe. Înainte de adoptarea legii micii reforme, pe rolul altei curzi de casație și justiție, în iunie 2010, se aflau 98 de cazuri de mare corupție, cu 498 de inculpați, toate fiind întârziate cu ani de zile din cauza unor proceduri vetuste. După adoptarea legii micii reforme, în luna august, sesiune extraordinară, 2010, în mai puțin de un an de zile, 90% din aceste cazuri au fost soluționate. Sigur că în principal este meritul procurorilor anticorupție, sigur că e meritul judecătorilor, dar nici procurorii și nici judecătorii nu pot funcționa fără legile pe care le dă Parlamentul. Acest Parlament, hulit de multe ori, legea micii reforme a fost propunerea Ministerului Justiției ca soluție pentru rezolvarea cazurilor de mare corupție. În alte cuvinte, celor care spun azi că n-am făcut nimic, am ce să le arăt. Ei ce îmi arată mie, în afară de o moțiune plină de atacuri la persoane într-un limbaj nedemn de un Parlament? Nimic. Să spune că prin acțiunea mea aș favoriza rețele infracționale, de exemplu rețeaua Voicu. Păi rețeaua Voicu este unul din cazurile acelea, de 98 de cazuri, portofoliul la Înalta Curte, din anii 2010-2012. Rețeaua Voicu a căzut, a fost investigată și a fost condamnată în timpul, în orice caz, nu al mandatului dumneavoastră, asta e clar. Dar dacă tot vorbim de rețele, n-ați vrea dumneavoastră să vorbiți de alte rețele care se ocupă de fonduri europene? Procedura numirii procurorilor. În ianuarie 2020, Ministerul Public era decapitat, era lipsit de orice funcție ocupată legitim prin procedură legală. Erau ocupate funcțiile numai prin interimari. În raportul de țară se cerea să stabilizăm rapid Ministerul Public. E adevărat că se făcea trimitere și la legile justiției, dar legile justiției păreau a fi adoptate într-un orizont de un an de zile. Nu puteam sta un an de zile fără să numim funcții în conducerea Ministerului Public. În realitate m-am dovedit optimist, pentru că nici până astăzi n-au fost adoptate legile justiției. De aceea am procedat la o procedură de numire a procurorilor, de propuneri. De ce nu fac astăzi acest lucru? Mă critică cei care îmi cereau atunci să aștept legile justiției. Asta mă presează să dau drumul la proceduri până la legile justiției. Altă fractură logică. Păi nu o facem astăzi, că în 2-3 luni de zile avem legile justiției. Astăzi are sens, are logică să aștepți 2-3 luni de zile. Atunci n-avea nicio logică să aștepți 1-2 ani de zile, cum ne-am dovedit corecți în evaluarea noastră. Cea mai amuzantă dintre acuzațiile care mi se aduc. Mi se spune, v-am predat codurile la cheie și n-ați făcut nimic cu ele. E vorba de codurile penale. Măi, oameni buni, mi-ați predat ce v-am predat eu. Deci, în codurile penale, legile justiției, legea SIJ, legea personalului de specialitate, legea privind arhiva SIFA și alte 22 de proiecte de lege, le am aici. Portofoliul din decembrie 2020, 22 de proiecte de lege, 30 și ceva de hotărâri, gata redactate, puse pe masă. Nu era nimic de făcut în minister, era totul de făcut în afară. Le-am predat, le-am lăsat. Acum mi se spune, v-am predat la cheie, domnul ministru, proiectele. Păi sunt proiectele pe care am lucrat noi în 2020, nici asta nu știți. E adevărat, le-a spus în dezbatere publică, mare efort. Îl apreciez. Trebuie să le pui pe site și să faci niște ședințe. Consumă și asta intelectual. Dar s-a făcut. O să venim cu ele. Nicio grijă. După legile justiției vin și codurile penale. Vom respecta și PNRR-ul. Numai să nu ne criticați atunci că respectăm și termenul din PNRR. Da. Legea avertizorilor. Îmi pare rău să te ții în urmă cu evenimentele. E deja trecută prin guvern. Vine la Parlament. De ce a întârziat? Păi vă spun eu de ce a întârziat. Că a trebuit reparată. Cum a trebuit reparat tot. Noi suntem de vină că trebuie să reparăm și să dăm drum mai departe când e gata. Am fost criticați că nu adoptăm chipurile, strategia națională anticorupție, că sabotăm anticorupția. Am fost criticați
la 6 zile după ce strategia trecuse prin guvern. Adică, mă rog, faceți-vă măcar temele când criticați. Bun. DNA păduri. Păi de ce n-ați făcut dumneavoastră DNA păduri? Azi asta cum știți? Dom'le, noi n-am făcut nimic în 2021. Dar acum suntem în 2022 și noi vă cerem să faceți asta, asta, asta. Și se poate foarte repede. Că suntem în martie. Avem 3 luni de mandat. Și când faci ceva în 3 luni de mandat, după toate canoanele, ca la carte, consultare publică, dezbatere, vot, CSM, Parlament, tot, curte constituțională, pierdut în unanimitate acolo de către contestatari, le faci pe toate, nu e bine, e prea repede. Păi ori e prea repede, ori e prea încet. Trebuie să vă hotărâți cumva. Bun. Întrerup cursul reformelor. Care curs? Oameni buni, care curs? În 2021 nu s-a făcut nimic, niciun centimetru în față. Nu mai zic pas cu pas, da? Că nu vă place pas cu pas. Dacă când v-a adus la guvernare pas cu pas, v-a plăcut. Hai să spunem centimetru cu centimetru. Uitați-o, nouă doctrină, USR, centimetru cu centimetru. Dar faceți centimetru ăla. Nu-mi reluați mie acum că n-am... Ce curs al reformelor am oprit? Arătați-mi reforma aia și eu vă spun, pe asta am oprit-o, pe aia n-am oprit-o. N-am oprit nimic, trebuie să pornesc. Bun, îmi reproșați Bica Hosu. Oameni buni, Alina Bica, cât a fost în minister, a respectat legea la virgulă. Dacă Alina Bica a făcut ceva, a făcut în afara ministerului și nu-i treaba mea, instanțelor și nici a dumneavoastră, nu vă substituiți aici justiției. Dar un lucru pot să vă spun sigur. Că în minister, Alina Bica nu a comis nicio ilegalitate, ca dovadă că dosarele pe care le-a avut în legătură cu fapte comise în afara ministerului și nu în coordonarea ministerului. Agenția respectivă o includea ca un secretar de stat, dar nu în coordonarea ministerului. Îmi reproșați Hosu. Hosu a avut măcar eleganța și a dat demisia pentru o faptă care nu-i aparține. Pentru că soțul este implicat într-un proces care nu este tranșat de săvârșit. Nu e judecat definitiv. Dar a făcut această eleganță. Hosu, cum spuneți dumneavoastră, a ratat 10 august. Vă înșelați, habar n-aveți ce în dosarul ăla înseamnă. Ați trecut degeaba prin minister. E cu totul altceva acolo. În niciun caz imputabilă procurorului șef de ICOT. Luați referințe, ați fost în minister, ați avut partidul ăsta, a avut Ministerul Justiției. Are, în mod normal, date instituționale despre ce se întâmplă acolo. Despre cooperări internaționale. Despre dosare cu miză. Nu numai în România, ci și global. Despre crimă transfrontalieră. Nu asta aveți idee ce înseamnă să scoți un astfel de om agreat de către toți partenerii, de procurorii din DICOT, doar pentru că îl cheamă Hosu? Și ce deranj produci într-o felul de investigații? Păi aia înseamnă sabotare, domnule, dar nu înțelegeți, nu vă dați seama. În orice caz, o fi cum spuneți dumneavoastră, o fi cum spun eu, dar un lucru vă spun ceva. Câtă vreme un colaborator de-al meu n-a greșit față de ceea ce are de făcut cu mine, eu nu mă dezic de el când e la greu. Dumneavoastră vă spălați pe mâini cum vreți, cu partidele noastre, cu lideri, azi alegeți, mâine dați afară, poi mâine își dă demisia, treaba noastră. Dar în stat nu se funcționează în astfel. Trebuie să ai grijă cu mecanismele de stat și cu oamenii care conduc instituții cheie. Bun. Am terminat, să zicem, și cu aceste... stați puțin, că mai e ceva. Am subminat lupta împotriva crimei organizate, deși fac declarații sfărăitoare despre acest lucru. Păi hai să vă spun ce a mai făcut Ministerul Justiției în 2020. A muncit cu 7 instituții, în tăcere, fără să vorbească, fără să anunțe nimic. Inclusiv cu instituții internaționale și după 7 luni de muncă a pus pe masa Ministerului și a celor instituții o strategie la cheie, cum vă place să spuneți, de combaterea traficului de persoane care ne-a îmbunătățit poziția în raport. Ce s-a întâmplat anul trecut? Păi luați raportul Traffic in Persons al Departamentului de Stat și vedeți ce progrese ați făcut și acolo, câți centimetri ați făcut și acolo, ce reformă o să oprești și acolo, de nu ne mai putem găsi cursul reformelor. Deci, iertați-mi puțin pasiunea, dar e puțin revoltător. Înțeleg să spui, domnule, am făcut 3 lucruri, mata ai făcut 2, unul nu e bun. Dar când ești ca în balul ăla cu bilele de oțel în care să dau 2, pe una o pierzi și una o strici, să vii după aia să critici, mi se pare deplasat.
Mai am puțin, doar puțin. Ce e mai important însă, din punctul meu de vedere, în această moțiune? Și anume, metamesajul transmis de misiune. Sigur, involuntar, nu bănuiți, sau eu cel puțin nu-i bănuiesc pe semnatari de o astfel de intenție. Dar metamesajul este neînțelegerea acestei teme fundamentale care se cheamă justiție. Și nu este nici de mirare, pentru că lipsa de expertiză demonstrată de către aceștia, pe tot parcursul mandatului trecut, ne arată o limită în modul în care se concepe justiția. Se degaje din întreg discursul USR pe justiție o înțelegere rudimentară, și termenul e al CSM, nu e al meu, reducționistă asupra justiției, doctrină care seamănă mult cu doctrina totalitar bolșevică asupra justiției, să-mi fie iertat. Da, da, puteți să râdeți. Ca să mă explic, pentru că eu nu fac afirmații fără să le argumentez. În primul rând, reducerea justiției penale la partea de anchetă, la partea de acuzație, la partea de inculpare. În întreg discursul USR cu privire la justiție, inclusiv în prezenta moțiune, este desconsiderată faza de judecată, nu mai vorbim de apărare, este exacerbată partea de inculpare. Mantra folosită este lupta anticorupție, iar fetișul instituțional este DNA. Această abordare derizorie face rău în primul rând anticorupției și DNA, îndepărtând suportul moderaților, celor care se întreabă, celor care caută un echilibru în justiție și în societate în general. Pentru că orice stridență, radicalism, intoleranță îndepărtează oamenii de bun simț, oamenii care raționează în orice împrejurare. Simt nevoia să precizez. Lupta anticorupție nu a început cu USR, dar era cât paci să moară cu USR în 2021, care nu a știut cum să promovează și trece o lege prin Parlament. Lupta anticorupție nu se rezumă la a declara public că sprijini anticorupția, eventual rupându-ți hainele de pe tine și cablându-te disciplinat ca să înregistrezi discuții politice. Lupta anticorupție înseamnă măsuri concrete, o acțiune inteligentă legislativ. Ea a fost consolidată exact în perioada 2008-2012, când DNA a înregistrat cele mai bune performanțe prin cazuri finalizate cu condamnări. Fără controverse, inclusiv grație unor măsuri legislative, logistice și instituționale care s-au luat. Portocală, domnule coleg, apare în 2016. Eu sunt atent cu cuvintele mele. Firește, principalul rol a revenit și revine procurorilor DNA, dar ei nu funcționează în vid. Au nevoie de legi, de logistică și politicienii aceștia mulți huliți. Și au făcut datoria și le-au dat atunci. Parlamentul a dat legile respective. Guvernul a finanțat. Așa cum va face și acest Parlament, vom vedea împreună ce vom face în acest an pentru justiție, spre disperarea unora dintre colegi. Am dat exemplu mai devreme cu legea micii reforme, nu-l mai reiau. În paranteză fie spus, am observat două reacții la cei care au ceva necazuri cu DNA. Unii combat instituția, alții o proslăvesc ipocrit, din frică și interesat. Unii dintre cei care au semnat această moțiune fac parte din a doua categorie. În al doilea rând, purtătorii acestei doctrine ignoră în discursul lor importanța prezumției de nevinovăție, importanța apărării și a procedurilor și împart de la sine puterea lumea în vinovați și nevinovați, în funcție de percepții, de aparențe și opinii. Intoleranța la nuanțe, subtilități, la puncte de vedere diferite, este de asemenea o marca unei mentalități totalitare, iacobine, bolșevice, o spun încă o dată. Vă invit să citiți cu atenție moțiunea. Vă invit să citiți cu atenție moțiunea. Se operează cu adevărată prezumție de culpă colectivă. Doar pentru faptul că ai putea fi ca magistrat în afara competenței DNA. E un pasaj acolo care să spune asta. E implicit să spune asta. Nu ești în competența DNA, categorii poți să fii corupt. Și de-aia fugi de competența DNA. Fiindcă ești corupt și trebuie să fugi de DNA. Asta e raționamentul. Eu astfel de texte nu am întâlnit în tot ce am citit despre drept și justiție decât în scrierile leniniste. Că noi trebuia să citim și din acelea, știți? Există realmente o problemă de mentalitate nedemocratică aici, în moțiune. Dacă ai cumva cea mai mică nuanță cu privire la anticorupție sau DNA,
Dacă emiți cea mai nesemnificativă părere cu privire la această mantră și la acest fetiș, ești automat declarat mafiot, infractor sau partizan al acestora, exact la fel procedau și bolșevicii. Asta e ceea ce văd de o bună bucată de vreme și n-am văzut niciodată la adresa unui ministru al justiției. Câtă lipsă de decență și de echilibru să poți să ai, să mistifici realitatea în acest fel și să arunci cu astfel de vorbă. Ai, dacă ai o astfel de mentalitate despre care vorbesc. Ei, bolșevicii spuneau așa, nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Ce spun useriștii de azi? Nu ești cu noi, ești contra DNA. Nu ești cu noi, ești corupt. Nu ești cu noi, ești mafiot. Sau, cel puțin, ai pactizat cu ei. Da? Concret și de exemplu. La fel se raționează cu privire la opțiunea legii privind desființarea SIJ. Prin simplu fapt că s-a optat pentru alt tip de competență legală decât competențele DNA DIICOT, se trage concluzia că neapărat sunt împotriva DNA și DIICOT nimic mai fals, ignorându-se întreaga complexitate a situației descrisă mai sus, situația din CSM și din sistem în general. O altă dimensiune a acestei doctrine păguboase asupra justiției este cea a scindării, a sectarizării, a secesiunii. Citiți, vă rog, cu atenție moțiunea. Vă rog din nou să citiți. Se vorbește de magistrați onești, indicându-se la modul general ideea că ceilalți nu ar fi onești, doar pentru că nu ar protesta împotriva unei legi sau alteia. Se vorbește de asociații bune, inducându-se implicit ideea că restul nu sunt bune. Recent, împotriva legii s-au pronunțat 3 asociații și o instituție DNA. Foarte bine. Nu am avut nicio problemă la câteva zile după această exprimare publică a DNA, să merg la dinanțul BNA, să discut cu ei ce trebuie să facem mai bine acolo, cum putem să-i ajutăm și cum să consolideze și ei și lupta anticorupție. Nicio problemă n-am avut. Și am avut un dialog foarte bun, pentru care le mulțumesc procurorilor DNA. Oamenii azi mai echilibrați decât cei din afară care țipă pentru ei, domn. Ăsta este adevărul. Și cei din afară nu știu cât rău le fac celor dinăuntru. Aceasta nu înseamnă că în mintea USR, sau mă rog, în mintea semnatarilor moțiunii, că înseamnă că celelalte 3 asociații și restul instituțiilor din justiție sunt rele. Asta înseamnă. Dar acum vin și eu să întreb. Pe ce bază să fac aceste afirmații? Ce lucrări despre justiție au consultat acești autori ai moțiunii? Ce texte au scris despre drept și despre justiție? Ce carieră au în spate? Cu ce sunt dânsii mai buni? Cu ce sunt mai buni decât un președinte de curte de apel cu o carieră precum a judecătorului, a președintei Ciucă de la Târgu Mureș, președinte de curte de apel, judecător de scaun de o viață? Cu ce sunt mai buni? De ce acel om nu este bun doar pentru că a criticat DNA? Pe ce bază să spui așa ceva? Sau procurorii din CSM care au votat pentru lege, pentru că au votat procurorii în CSM, ei nu sunt buni? Pe ce bază spui dumneavoastră că nu e bun? Aș putea provoca câțiva semnatari ai moțiunii să vină aici la microfon și să ne spună cât au studiat despre justiție, despre drept și cât l-au practicat și de ce își dau așa de suficient cu părerea și împart magistrații buni și răi. Dar nu ar fi corect din partea mea, pentru că printre semnatarii noțiunii nu am găsit niciun jurist sau în orice caz niciunul veritabil. Eu resping o astfel de separare între magistrați în buni și răi. În fine, și mă apropii de final. O altă trăsătură a acestei doctrine este ipocrizia. Faceți procese de intenție în cuprinsul moțiunii cum că cineva ar vrea liniște. Adică cineva, noi, PNL, coaliția PSD, președintele Iohannis, bineînțeles, vinovatul de serviciu, ministrul justiției, noi vrem liniște. Firește că e un clișeu depășit. Pentru că toate dezbaterile acestea, inclusiv cea de azi, care ne exprimăm cu argumente, spun contrariu. Dar, să-mi fie cu iertare, liniște mai asurzitoare decât ați așternut dumneavoastră pe un anumit dosar, nu spun care și nu spun al cui, eu nu am mai întâlnit. Sub liniștea aceasta ați strivit și sacrificat până și lăudabila inițiativă fără penal în funcții publice, pentru care personal v-am aplaudat. Dar
Aveți acum ocazia să recuperați. Așa că rog președintele USR să vină după mine la acest microfon și să strige, fără penal în funcții publice. Și eu promit să-l aplaud. În încheiere, doamnelor și domnilor, eu propun o altă viziune asupra justiției. Una în care fiecare judecător, fiecare procuror e în afara oricărui dubiu până la proba contrarie. Una în care prețuim importanța fiecărei rotițe din acest angrenaj al justiției. Procurorul are rolul său, atât în cauze civile cât și penale. Judecătorul, rolul suprem pentru că face dreptate. Ia BC, se învață la facultate anul 1-2 acolo, nu știu. Dar nu trebuie neglijați nici ceilalți profesioniști, avocați, grefieri, experți. Propun o viziune integratoare în care actul de justiție nu își poate atinge scopul, dreptate pentru cetățeni, decât în măsura în care fiecare dimensiune a acestei e privită și tratată cu egală importanță. O viziune în care drepturile, procedurile și prezumția de nevinovăție sunt sacrosancte. Doar pe un astfel de fundament putem clădi o solidă politică de anticorupție și o indestructibilă independență a judecătorului, a justiției în general. Ministerul pe care temporar îl conduc va merge în această direcție și pe aceste baze. Respectăm sistemul, fiecare magistrat, respectăm opiniile, chiar și cele care ne sunt potrivnice, și respectăm instituțiile justiției. Noi vom dialoga permanent, inclusiv cu cei care ne critică din acest Parlament, pentru a susține atât anticorupția, cât și independența justiției. În încheiere, nu vreau să sporesc tristețea semnatarilor acestei moțiuni, dar anunț că în acest an vom face ceea ce nu au făcut înși în 2021, adică vom adopta și legile justiției și codurile penale. Sunt convins că aceasta îi va bucura, dar sunt la fel de convins că îi și va întrista, pentru că după Sij vor pierde și celelalte teme de propagandă. Și pentru că sunt avocat de meserie, dați-mi voie să iau puțin apărarea semnatarilor moțiunii. Au și dânsii o scuză, pentru că textul derizoriu trimis astăzi în dezbaterea noastră, și anume cel pe care l-am criticat la rândul meu, da? Demonstrează scuza lor fundamentală. Nu au ce căuta aici. E prea devreme. E prea devreme. Au demonstrat asta la putere anul trecut, în 2021, pe toate ministerele. A fost prea devreme. Iar această vină nu le aparține. Știm cu toții cui aparține, cei care i-au creat politic, artificial și... Mă rog, nu mai continui aici. Mai mult. Din cei 51 de semnatari, că înțeleg că-s 51, 50 au și o a doua scuză. Au fost induși în eroare de al 51-lea. Chiar mai mult îi dă plâng, pentru că erorile celui de-al 51-lea i-au costat prezența la guvernare. Eu vă doresc tuturor numai bine, vă mulțumesc!